Stimați nuntași, stimați miri, este un har deosebit că în această dupămasă să fim în locul acesta, să ne bucurăm în prezența Domnului, să ne bucurăm de alegerea pe care ați făcut-o, ca în această dupămasă, să veniți înaintea Domnului ca să primiți binecuvântarea Domnului. Este cea mai frumoasă alegere pe care ați putut să o faceți, tocmai datorită faptului că ceea ce Dumnezeu binecuvintează rămâne o binecuvântare, binecuvântare lăudat să fie numele Domnului. Stimate familii, în această dupămasă vi-ați dus odraslele înaintea Domnului și vă bucurați de alegerea pe care au făcut-o și începând de astăzi aveți datoria să vă rugați mai mult pentru ei, să-i susțineți în rugăciune, ca Dumnezeu să-i întărească, Dumnezeu să le dea putere și tărie ca să poată să facă ceea ce Domnul își dorește să facă. Doamne ajută la lucrul acesta! Stimați slujitori, este un har deosebit ca din nou să ne revedem, frate pastor, frate Nelu, frate Alin, Domnul să vă întărească în tot ceea ce faceți și în această dupămasă ne vom ruga ca Domnul să binecuvinteze această familie care se întemeiază și harul Domnului să fie peste ei și peste fiecare dintre noi. Doamne ajută la lucrul acesta. În această dupămasă, Domnul mi-a pus un cuvânt pe inimă. Fratele Alin deja a citit pasajul de unde Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc în această dupămasă. Nu vorbisem cu dânsul despre ce voi vorbi, însă pasajul acesta este un pasaj pe care Domnul mi l-a pus pe inimă ca să ne uităm în el și să învățăm câteva dintre adevărurile absolute pe care Dumnezeu le-a lăsat în Scriptură, care vor fi pentru voi o învățătură. Oricum nu o să vă aduceți aminte prea mult din această dupămasă datorită emoțiilor și așa mai departe, dar înregistrarea o să vă ajute pe viitor. Însă așa cum fratele păstor, fratele Nelu deja vorbea, sfaturile sunt acelea care sunt nu numai pentru voi în această dupămasă, ci pentru toți aceia care suntem căsătoriți, pentru toți aceia care urmează să se căsătorească, tocmai datorită faptului că le citim din cuvântul lui Dumnezeu și așa cum spuneam, ele sunt un adevăr absolut. Și în această dupămasă vom vedea cu ajutorul Domnului felul în care fiecare dintre noi trebuie să ne raportăm la partenerul de viață. S-a cântat despre dragostea lui Dumnezeu, s-a recitat despre dragostea lui Dumnezeu într-un mod extraordinar, s-a predicat deja despre dragostea lui Dumnezeu, însă în continuare o să vedem felul în care Dumnezeu își dorește ca ceea ce El a făcut pentru noi în instituția aceasta pe care El a instaurat-o, familia, felul în care trebuie să ne raportăm la partenerul de viață și felul în care trebuie să facem lucrurile dintr-o perspectivă scripturală și nu neapărat dintr-o perspectivă postmodernistă a lumii acesteia în care noi trăim. S-a citit pasajul acesta în care Apostolul Pavel vorbește bisericii din Efes despre importanța raportului între soț și soție și de felul în care trebuie să ne raportăm unii la alții. Și aici Apostolul Pavel vine și spune în versetul 21, supuneți-vă unii altora în frica lui Dumnezeu. Și apoi spune versetul 22, nevestelor fi supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și apoi dintr-o dată Apostolul Pavel termină cu lucrul acesta și începe și schimbă parcă placa și spune în felul următor, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul lumii, și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele trebuie să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Și versetul 25 vine și spune în felul următor, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Și acum bineînțeles că orice nevastă când aude lucrul acesta, dintr-o dată se seninează la față, tocmai datorită faptului că orice nevastă își dorește să fie iubită de bărbatul ei. Și lucrul acesta este o chestiune pe care Scriptura ne învață. Ei, tocmai datorită faptului că Dumnezeu este acela care are în vedere lucrul acesta, noi ca și bărbați trebuie să înțelegem responsabilitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Pentru că, așa cum Apostolul Petru la un moment dat vorbește, soția sau nevasta este un vas mai slab, nu se raportează la faptul că nevasta este o ființă foarte slabă din multe puncte de vedere. Și Apostolul Petru este acela care vine și întărește lucrul acesta și spune în felul următor, soția este un vas mai slab pe care noi bărbații trebuie să ne purtăm ca atare cu ele și trebuie să știm cum să ne purtăm. Acum noi ne dăm seama cât de falimentari suntem foarte mulți dintre noi. Ne arătăm bărbăția la lucru, ne arătăm bărbăția în cercul de prieteni, ne arătăm bărbăția în
preajma multor circumstanțe, însă când este vorba să ne arătăm gingășia față de partenerul de viață, acolo cei mai mulți dintre noi suntem falimentari. Ei, tocmai de aceea, cuvântul lui Dumnezeu este acela care în această dupămasă ne va ajuta să înțelegem cât de important este lucrul acesta. De ce? Pentru că așa cum o să învățăm în această dupămasă, prin faptul că vom începe să ne iubim unii pe alții și să ne arătăm dragoste unii față de alții, așa cum o să vedem, începem să eliminăm acele lucruri care se creonează în viețile noastre de multe ori. Acele lucruri care nu fac altceva decât ne ajută să ne distanțăm unii de alții și să se creeze o prăpastie între parteneri de viață și de-a lungul vremii prăpastia aceasta se face tot mai mare și foarte mulți din nefericire după 5 ani de căsătorie, după 10 ani, după 20 de ani, în loc să se iubească mai mult și în loc să aibă o afecțiune și o dragoste mult mai puternică unul față de altul, pentru că cu cât mai mult timp petreci cu cineva, trebuie să iubești ființa respectivă mai mult și mai mult, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, pentru că la fel este cu Dumnezeu. În momentul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu mai mult și mai mult, nu o să zicem, ne-am săturat de Dumnezeu ăsta, că e un Dumnezeu care nu poate să facă prea multe pentru noi, ci tocmai datorită faptului că îl cunoaștem pe Dumnezeu mai mult și mai mult, ne îndrăgostim mai mult de El, începem să trăim mai mult și mai mult aproape de El și ne dorim mai mult să petrecem timp cu El. La fel trebuie să fie și în relația dintre soț și soție, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Însă problema este, așa cum spuneam, foarte mulți nu înțelegem felul în care Scriptura ne învață să ne raportăm la partenerul de viață și datorită problemelor zilnice din viața de zi cu zi și datorită lucrurilor care adeseori vin în contextul acesta al familiei, foarte mulți dintre noi, din nefericire, în loc să existe această comuniune și această iubire reciprocă și mai puternică și mai amplă, din nefericire foarte mulți după ani de zile de căsătorie își dau seama că de fapt sunt doi străini sub același acoperământ care au două vieți diferite, lucru pe care Dumnezeu nu și-l dorește, ci lucru pe care Dumnezeu îl dorește ca noi să remediem, însă pentru voi în această dimineață, iar pentru noi ceilalți care suntem căsătoriți de multă vreme, Domnul este acela care începe să ne vorbească și când ne vorbește El este acela care ne dă și soluții pentru problemele noastre. Se spune că o familie care au început să aibă probleme, au început să caute ajutorul la anumiți oameni specialiști în domeniul acesta și au început să meargă la consiliere să poată să-și rezolve problema lor maritală. Și problema a fost că consilierea n-a putut să rezolve problema lor. Apoi au încercat să meargă la anumiți psihologi specialiști ca să poată să-i ajute, să vadă care dintre ei au probleme. Și au început să caute ajutor peste tot pe unde au crezut ei că pot să găsească ajutorul respectiv. Și, din nefericire, problema lor nu se rezolvase tocmai datorită faptului că soția totdeauna vedea toate defectele soțului și le spunea toate fără să știe să le spună cum trebuia să le spună și datorită acestei probleme totdeauna se isca între ei ceartă și era multe probleme. La un moment dat, la sfatul lui Dumnezeu, Dumnezeu este acela care la un moment dat spune ce să facem ca cuplul acesta să nu se divorțeze, pentru că noi știm că Dumnezeu este împotriva divorțului și Dumnezeu este acela care binecuvântează căsătoria și orice căsătorie, indiferent de problemele prin care trebuie să treacă, Dumnezeu este acela care, o să vedem în această dupămasă, este acela care dă biruință și Dumnezeu a spus ce să facem ca să putem să rezolvăm problema acestei familii. Și Dumnezeu, categoric, El care are totdeauna soluțiile, a spus în felul următor. Pentru 3 zile, pe ea, am să o fac să nu vadă defectele soțului. Și pe el, am să-l fac să n-audă toate lucrurile care ea le vorbește. Și în felul acesta, după 3 zile, categoric, că lucrurile s-au rezolvat între ei doi și au început să fie toate lucrurile bune și ea nu mai putea să vadă toate defectele lui și el nu auzea toate vorbele acelea care de multe ori așa știm noi cum se întâmplă și ce se întâmplă și lucrul acesta n-a făcut altceva decât să-i ajute pe amândoi să poată să își remedieze problema. Acum, morala din întâmplarea aceasta este în felul următor. Dacă nu vezi defectele partenerului de viață, nu o să începi să-l cicălești toată ziua la cap și nu o să-i dai motive ca să se distanțeze de tine și nu o să-i dai motive pentru a putea să aibă repulsie față de tine. Lucrul acesta este chiar o chestiune cu care noi ne confruntăm
în viața de zi cu zi și în viața de familie. Însă în această dupămasă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vom vedea soluțiile pe care Dumnezeu le are pentru noi. Și dacă cineva dintre dumneavoastră sau cei care ne urmăresc au probleme în viața de căsnicie, pentru că în această dupămasă fiecare dintre noi suntem extraordinar de bine îmbrăcați, frumoși, fiecare dintre noi, însă fiecare dintre noi ne dăm seama cât de falimentari suntem în viața de familie, însă mesajul acesta care Domnul mi l-a pus pe inimă, cred că ne va ajuta pe fiecare dintre noi să putem să ne remediem viața și totodată pe voi vă va ajuta ca să puteți să depășiți toate problemele cu care voi vă veți confrunta. Realitatea este că în dupămasa aceasta sunteți extraordinar de frumos, sunteți cei mai frumoși de aici și lucrul ăsta este bine și slăvit să fie Domnul pentru lucrul ăsta, însă ceea ce nu știți sau ceea ce poate știți este că ceea ce vă rezervă viața este un necunoscut pentru voi. Și problema este următoarea, că în momentul când veți ieși pe ușile bisericii și în momentul când se va consuma nunta, vor începe problemele. Și dacă nu știți cum trebuie să trăiți, vă veți da cap în cap toată ziua. Și la un moment dat o să spuneți că s-ar putea că alegerea care ați făcut-o este greșită, deși nu este greșită. Credem din toată inima că în suveranitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu a știut exact ce face și știe ce face și v-a pus pe amândoi împreună și credem că sunteți de la Domnul, credem lucrul acesta din toată inima, însă pentru a putea să rămâneți așa și pentru a putea să creșteți în relația care Dumnezeu v-a pus împreună, trebuie să învățați câteva lucruri. Și primul lucru care vreau să-l subliniez în această dupămasă este următorul aspect. Ceea ce trebuie să știți, ca viața voastră de familie să dăinuiască și să crească și să meargă așa cum se cânta din iubire în iubire, este că dragostea trebuie să fie totdeauna, așa cum spunea și fratele Păstor Nelu, trebuie să fie totdeauna o chestiune de căpătâi a vieții voastre. Pentru că dragostea este aceea care acoperă totul. Vedeți, dragostea nu se raportează doar la momentul acela intim din pat. La momentul acela când poate aduci flori și spui, wow, te iubesc. La momentul acela când poate Diana îți aduce ceva extraordinar și spui, wow, te iubesc, ești cel mai bun. Nu se rezumă dragostea doar acolo. Asta este una dintre chestiunile pe care cei mai mulți în viața de familie nu o știu și nu o înțeleg. Ei cred că prin faptul că primesc un dar, primesc flori, primesc anumită atenție sau alte lucruri, acesta este momentul în care se raportează toată dragostea. Însă Biblia ne învață că de fapt dragostea este aceea care trebuie să acopere totul. Aduceți-vă aminte că la un moment dat tot Apostolul Pavel vorbește bisericii din Corint, în 1 Corintei capitolul 13, de la versetul 4 până la 7, vine și spune despre o chestiune foarte importantă și despre un atribut pe care noi trebuie să-l avem. Adică dragostea aceasta care reflectă pe Dumnezeu și care trebuie să ne reflecte pe noi și în viața de căsnicie trebuie să se reflecte, unde vine și spune felul următor: dragostea este îndelung răbdătoare, dragostea este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Versetul 7, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul și suferă totul. Și noi avem nevoie de dragostea aceasta. Noi avem nevoie ca Dumnezeu să sădească în inimile și în viețile noastre și rugăciunea voastră trebuie să fie aceasta în care să vă rugați ca Dumnezeu să lese totdeauna dragoste între voi. Uite ce spune Apostolul Pavel: bărbaților, iubiți-vă nevestele. Adică arătați-le dragoste nu numai atunci când merită, nu numai atunci când ne face bine, nu numai atunci când ne spală hainele, nu numai atunci când ne face mâncare, nu numai atunci când ne așteaptă cu zâmbetul pe buze, cum spunea fratele Păstor, fratele Alin, ci totdeauna dragostea aceasta este o dragoste necondiționată care trebuie să se raporteze în viața și în relația dintre soț și soție. În felul acesta veți putea să treceți peste absolut toate lucrurile. Este ca și momentul acela când femeia despre care spuneam a ajuns să nu mai vadă defectele bărbatului. Era oarbă față de toate lucrurile. Ei, dragostea, într-o anumită măsură, face lucrul acesta. Nu ne face și ne ține să fim ignoranți față de tot ce se întâmplă, nici într-un caz. Dar este aceea care totdeauna va acoperi tot ceea ce ne va da un motiv ca să ne certăm sau să existe alte tensiuni și alte probleme în viața de zi cu zi. Avem nevoie de dragostea aceasta și fiecare dintre noi, noi trebuie să înțelegem dacă avem
dorința aceasta ca Dumnezeu să lucreze în viețile noastre, noi trebuie să avem dragostea aceasta pe care Dumnezeu a pus-o și o pune în viețile noastre. Doar în felul acesta ne vom putea raporta la partenerul de viață dintr-o perspectivă biblică. Altfel, mai devreme sau mai târziu, indiferent de cât de mult am încercat noi să facem anumite lucruri, va începe cel rău să intre în firul vieții noastre și va începe ca să lovească și să aducă tot felul de motive prin care să putem să ne distanțăm unii de alții. La un moment dat, stăteam de vorbă cu cineva, cu un cuplu, și aveau câțiva zeci de ani de căsătorie și soțul îmi spune în felul următor: nu te supăra, frate Darius, spune-ne, te rog frumos, datorită faptului că între noi s-a făcut o distanțare foarte, foarte puternică și este ca o prăpaste între noi doi, deși avem două fetițe pe care le iubim, însă și eu și soția am început ca să ne lipim ba de una, ba de alta și între noi doi există o prăpastie destul de mare. Deși erau niște oameni creștini, niște oameni care îl iubeau pe Dumnezeu într-o anumită măsură, care e soluția pentru problema noastră? Și Biblia vine și ne arată categorii care este problema, care este soluția, mă iertați, pentru problema noastră. Dragostea aceasta care izvorăște din Dumnezeu, pe care Dumnezeu a pus-o în inimile și în viețile noastre, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Roman, capitolul 5, versetul 5, căci dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Său cel Sfânt. Doamne, ajută la lucrul acesta. Însă problema este în felul următor. În momentul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu începe să scadă în viețile noastre și începem să devenim oameni firești, dragostea lui Dumnezeu la fel va începe să scadă. Și asta e una dintre problemele care cei mai mulți oameni le au. Nu-i faptul că nu se înțeleg neapărat, nu-i faptul că n-au ce le trebuie, nu-i faptul că există anumite falimente în viețile lor. Cea mai mare problemă este lipsa Duhului Sfânt în viața de zi cu zi. Și când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu începe să se stingă în viețile noastre, începem ca să ne comportăm urât cu partenerii de viață. Tot așa, stăteam odată la consiliere și la un moment dat a venit, el era foarte nemulțumit de faptul că ea nu era supusă. Și orice soție, stimați bărbați, dacă vreți să fie supuse, soțiile noastre, nu prin pumn și prin abuz și așa mai departe se supun, că noi asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu, că noi nu vedem în Scriptură nicăieri pe un Hristos care să ne biciuiască toată ziua și să ne bată toată ziua și să ne alunge toată ziua și să ne vorbească urât toată ziua, ci vedem un Hristos care se poartă cu gingășie cu noi, un Dumnezeu care ne iubește, un Dumnezeu care l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră și Biblia ne învață că Dumnezeu este acela care nu face altceva decât poartă de grijă fiecăruia dintre noi. Și soțul acesta la un moment dat era foarte frustrat și spunea în felul următor: nu te supăra, spune, dar ea nu se comportă cu ceea ce eu am văzut în Scriptură, nu este supusă. Și bineînțeles, eram foarte curios să văd exact cum înțelegea supunerea. Și printre altele l-am întrebat: păi și care e problema? Păi uite ce zice Biblia. Biblia vorbește în 1 Petru capitolul 3 versetul 6 despre Sara, care când îl vedea pe Avram, era atât de ascultătoare față de Avram și totdeauna zicea: Domnul meu. Nu? Totdeauna se adresa cu expresia aceasta: Domnul meu. La care m-am uitat așa la el un pic și zic: mă, zic, dacă e țăran cu ea, cum să spună Domnul meu? Că ea spune numai dacă ești un domn cu ea. Adică nu neapărat că ești crescut la țară, nu-i vorba despre asta. Nu? Ce felul cum te comporți cu partenerul de viață. Acum, dacă toată ziua vorbești, nu? Și bolborăsești și toată ziua ești nemulțumit, apoi tu vrei să mai mânci țara ciorbă părgălită, în veac pomenirea nu se mânce asta. Dar ea comportă-te toată ziua frumos cu ea. Ea spune că o iubești, ea spune că ea e cea mai importantă, cea mai bună, cea mai. Să vezi Sara mânci și ciorbă părgălită și felul 2 și felul 3 și așa mai departe. Dar dacă nu, acum iertați-mă că e de râs, dar e de plâns. Pentru că foarte mulți dintre noi ne dorim ca să mâncăm toată ziua ciorbă părgălită, înțelegeți, dar noi ne comportăm urât cu partenerul de viață. Ei, dacă vrem ca ele să ne respecte, noi trebuie să le arătăm dragoste și trebuie să arăți la Diana dragoste. Trebuie să înțelegi lucrul acesta, este un principiu al împărăției lui Dumnezeu. Voi credeți că Avram a fost un om perfect? Avram a fost un om care n-a avut niciun defect? Biblia ne vorbește că Avram avea și el frici, avea temeri. La un moment dat ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre Avram în Geneza, capitolul 12, versetul 13. Vă aduceți aminte că în călătoria pe care el o făcea spre țara care Dumnezeu trebuia să-i arate și care
trebuia să ajungă. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat a ajuns într-o împărăție și împăratul Egiptului, când a văzut-o pe Sara, că era frumoasă, a vrut să o ieie la el în împărăție. Și el, de frică că ca nu cumva să moară, îi spune Sarei: Sara, știi ceva? Te rog frumos, spune împăratului ăsta că tu ești sora mea. Pe undeva era adevăr, dar era o jumate de adevăr. Avea temeri, avea frici, avea tot felul de imperfecțiuni în viața lui. Însă Biblia ne vorbește că niciodată Sara nu i-a zis: măi Avrame, tu ești un bărbat de doi bani. Mă, tu ești un bărbat care nu poți să aduci bani acasă, tu nu poți să faci nimica, tu nu ești bun de nimica. Uite-te la vecinii noștri, ce bărbați buni are ele. Nu a făcut comparația asta. Și Biblia ne vorbește că Sara a fost aceea care totdeauna, când se raporta la Avram, vorbea frumos. Știi de ce? Pentru că exista dragoste în viața ei. Nu exista dragostea aceea, da, eros, care se raportează doar la momentul acela intim în pat, ci exista dragostea aceea agape, care nu făcea altceva decât în orice circumstanță a vieții. Și arăta dragostea față de ea și față de el, tocmai datorită faptului că au înțeles că una dintre calitățile, da, supreme și unul dintre atributul primordial al lui Dumnezeu, să știți că nu este puterea, să știți că nu este nici măcar tăria lui Dumnezeu, nici măcar omniștiența, nici măcar omnipotența lui Dumnezeu, care sunt atribute ale lui Dumnezeu. Ce cel mai ridicat și cel mai înalt atribut al lui Dumnezeu este dragostea. Și vedem lucrul acesta din momentul în care Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, pe singurul Său Fiu, pe Domnul Iisus Hristos, să moară pentru noi, pentru omenire, ca oricare dintre noi credem în El și îl acceptăm pe, ca Domn și Mântuitor, și încheiem legământ cu Domnul în apa botezului, să putem să fim mântuiți. Acum, niciunul dintre noastre, stimați prieteni și stimați nuntași, n-ați vrea să dați pentru un criminal pe copilul dumneavoastră. Niciunul dintre noastre n-ați dat fetița noastră să poată să meargă și să plătească pedeapsa a 100 de criminali. Niciunul dintre noi nu face lucrul acesta, dar Biblia ne vorbește că pe când încă noi eram păcătoși, Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră ca să moară pentru păcatele noastre, pentru că dacă Hristos nu venea să moară pentru păcatele noastre, niciunul dintre noi nu aveam șansa să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și asta este dragostea, atributul suprem al lui Dumnezeu, care îl vedem în tot ceea ce Dumnezeu face. De aceea, unul dintre lucruri pe care voi aveți nevoie, fiecare dintre voi și noi toți, avem nevoie să înțelegem că de fapt dragostea acoperă totul. Lucrul acesta te va face de aia să fii oarbă față de falimentele lui. Și lucrul ăsta te va face pe tine să fii surd față de toate momentele când poate te va critica sau îți va spune anumite lucruri și veți putea să mergeți mai departe. Doamne, ajută la lucrul acesta. Un al doilea lucru care vreau să subliniez în această dupămasă. Un al doilea lucru care trebuie să înțelegeți este că dragostea nu doar că acoperă totul, dar Biblia ne vorbește că dragostea este îndelung răbdătoare. Dragostea este îndelung răbdătoare. Câteodată va trebui ca să-ți bagi degetele în urechi, fără să spui absolut nimica. Va trebui să înțelegi că nu faptul că vorbești este rezolvă problema voastră, ci faptul că taci din gură și începi să te rogi pentru partenerul de viață, ca Dumnezeu să înceapă să schimbe viața. Nu să încerci tu să schimbi viața. Una dintre cele mai mari probleme pe care noi le avem în viața de căsătorie, și vorbesc celor care sunt căsătoriți, este faptul că încercăm noi să ne schimbăm partenerul de viață. N-ai cum să schimbi partenerul de viață, nici pe tine nu poți să te schimbi fără de ajutorul lui Dumnezeu. Dar ceea ce poți să faci este să vii înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, pentru că Dumnezeu, care este suveran, El are puterea și capacitatea să schimbe caracterul bărbatului tău. Are capacitatea și puterea să schimbe caracterul soției tale. El are puterea să facă, dar pentru aceasta trebuie să ai și să fii înarmat cu dragostea aceasta care este îndelung răbdătoare. Dragostea aceasta care trebuie să fie în viețile noastre. Acum, stimați bărbați, deja ați aflat lucrul acesta, nu? O femeie vorbește cam de două ori mai mult decât noi, nu? Un studiu recent făcut spune că o femeie vorbește undeva la 30.000 de cuvinte, în schimb ce un bărbat vorbește undeva la 15.000 de cuvinte, nu? Tocmai datorită faptului că în creierul femeii există o proteină care se numește FOXP2, și această proteină nu face altceva decât îi dă capacitatea femeii să vorbească undeva la vreo 30.000 de cuvinte. Și la un moment dat o soție citea lucrul ăsta într-un ziar și citea soțului ei, și la care îi spunea: auzi, zice, dragă, uite ce spune ziarul ăsta, că o femeie vorbește undeva la 30.000 de cuvinte, ea care
voi bărbații undeva la 15.000 de cuvinte. La care el o întreabă, ce ai zis? La care ea spune, tocmai de aceea noi trebuie să vorbim vreo 30.000 de cuvinte, că trebuie să vă repetăm de două ori un lucru ca să-l înțelegeți. Cam așa se întâmplă, nu? Că o femeie de aia câteodată este nevoită să vorbească așa de mult, pentru că noi bărbații suntem de multe ori în Lululand, așa, cu mintea, cum suntem mulți după masa asta. Suntem aici cu corpul, dar cu mintea suntem în altă parte. Tot așa, un studiu recent făcut, o analizat și o descoperit faptul că bărbatul poate să respire în timp ce nu face nimica. Și asta e o calitate pe care bărbații o au. Nu? Și soțiile și-au dat seama de lucrul acesta. Nu vi s-a întâmplat de multe ori să-l întrebi pe bărbatul ce face? Ce faci? Și el zice nimica. Și el ori lucrează la mașină, ori se uită la televizor, ori face ceva, de el nu face nimica. Asta e o chestiune iar interesantă. Știi de ce? Pentru că viețile bărbaților sau creierul unui bărbat este compartimentat așa pe diferite compartimente. E diferit de voi, femeile. O femeie, creierul unei femei este ca un gemotoc din el așa de ață. Și tot e legat la un singur senzor, la emoții. Și dacă din punct de vedere emoțional soția ta nu-i bine, apoi s-o dus cu ciorba părgălită. Poți tu să, cât vrei, Dani, să mânci ciorba părgălită, în veac pominirea. Dar aia trebuie să ai grijă de ea, ai înțeles? Și nu după ce tătăzoa dai pe ea, nu? Și tătăzoa îi spui că nu-i bună de nimica, la după ai vrei să mânci ciorbă părgălită. Nu se întâmplă lucrul ăsta acum, nu? Trebuie să înțelegi lucrul ăsta, pentru că femeia tot e legată la un senzor, la emoție. Și dacă din punct de vedere emoțional nu-i bine, atunci tătă casa nu-i bună. Dar dacă din punct de vedere soția e strong, apoi armonie și pace și bucurie, dar n-ai văzut așa ceva. Dar aia trebuie să lucrezi la asta. Deci trebuie să-i junavi mai puternic. Doamne ajută la lucrul acesta. E un adevăr pe care cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește. De aia, uitați-vă, în pasajul pe care fratele păstor, fratele Alin l-a citit, aici cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și apostolul Pavel spune în felul următor: bărbaților, iubiți-vă nevestele. Știți de câte ori spune lucrul acesta în cele 8 versete? Știți de câte ori? De 4 ori. De 4 ori apostolul Pavel zice: bărbaților, iubiți-vă nevestele. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Este o chestiune care trebuie să fie în viețile noastre. Este un lucru care trebuie să îl demonstrăm. Nu să vă țineți de mână în mașină în biserică, ci să vă țineți de mână și pe stradă. Să vă țineți de mână și când mergeți înaintea lui Dumnezeu. Să vă țineți de mână și când sunteți acasă. Și când stați la masă. Să vă țineți de mână și când călătoriți cu mașina. Să vă țineți de mână totdeauna, că degeaba foarte mulți se țin de mână numai atunci când vin la un anumită ocazie specială. Poate la biserică sau în alte contexte. Și apoi e praf și pulbere. Dragostea îndelung răbdătoare îți va da puterea și tăria ca să treci peste toate falimentele. Îți va da puterea și tăria ca să-ți iubești partenerul de viață. Îți va da puterea și tăria ca să poți să faci ceea ce trebuie. Și spuneam de ceea ce apostolul Petru vorbea în 1 Petru capitolul 3 versetul 7: bărbaților, purtați-vă la rândul vostru cu înțelepciune cu revestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Nu neapărat este vasul acela care îl arunci stânga-dreapta, ci este vasul acela de care trebuie să ai grijă, că s-ar putea să se spargă. Și când s-au făcut cioburi, apoi greul pui înapoi împreună. Vedeți? Viețile multora din nefericire, mulți bărbați au comportat cum nu trebuie cu soțiile lor. Și apoi au avut așteptările ca ea să fie bibelou, ca și înainte. Și nu s-a mai întâmplat lucrul acesta. Tocmai datorită faptului că inima ei a fost sfâșiată și inima ei a fost praf și pulbere datorită felului în care s-a comportat cu ea. De-aia ascultă-mă, ai grijă de Diana. Ți-a dat Dumnezeu ca un cadou, ca un dar din partea lui Dumnezeu și Diana ți-l-a dat Dumnezeu pe Dani. Comportați-vă unii cu alții ca tare și aveți grijă unii de alții. Iubește pe Daniel nu pentru că merită, ci iubește-l pentru că este soțul tău. Iubește-o pe Diana nu pentru că merită, ci iubește-o pentru că este soția ta. Statutul ei de soție trage dragostea ta și statutul lui de soț trage dragostea lui. Și nu datorită felului în care se comportă de cele mai multe ori, că asta e o problemă majoră, care o avem foarte mulți dintre noi. Dacă îmi faci cum vreau eu, te iubesc și îți arăt că te iubești. Dacă cumva nu faci cum vreau eu, apoi eu îți arăt că eu te disciplinez și îți arăt că o să faci cum vreau eu. Și disciplina aceasta prin
muncă din asta așa abuzivă este cea mai grea și cea mai periculoasă. Nu felul acesta ne învață Dumnezeu, ci Dumnezeu este acela care ne arată în fiecare zi că ne iubește, în fiecare zi ne dă aerul său să respirăm, în fiecare zi ne dă sănătate, în fiecare zi ne poartă de grijă, în fiecare zi, dacă citim cuvântul lui Dumnezeu, ne întărește și ne încurajează, ne spune că ne iubește, că El este acela care ne poartă de grijă. Și asta este dragostea lui Dumnezeu, care Dumnezeu și-o arătă față de noi. La fel noi trebuie să o arătăm față de partenerii de viață. Doamne, ajută la lucrul acesta. Vedeți, sunt chestiuni simple, dar în același timp cu o însemnătate foarte puternică, și dacă facem ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu, veți vedea felul în care veți dăinui. Și un al treilea lucru și un ultim pentru noi în această după masă, ce mai trebuie să învățăm este că, așa cum spunea fratele păstor, fratele Alin, ceea ce trebuie să înțelegeți este că împreună cu Hristos veți putea să depășiți toate falimentele. Împreună cu Hristos. Cel care face și cel care dă sens familiei nu sunt nici banii, nici averile, nici posesiunile, nici absolut nimica. Pentru că noi toți cunoaștem oameni care au avut mulți bani și s-au despărțit. Noi cunoaștem oameni care au avut multe terenuri și s-au despărțit. Noi cunoaștem oameni care au avut multe posesiuni și mulți prieteni și s-au despărțit. Dar în același timp cunoaștem oameni care au fost simpli și care sunt simpli, care împreună cu Hristos au putut să dăinuiască și au putut să facă diferența. Și asta este ceea ce ne învață. Vedeți, în societatea postmodernistă în care noi trăim, există șanse de 41% ca cei care se căsătoresc în primii 3 ani de zile să divorțeze. Dacă cumva divorțează și cred că pot să-și refacă viața, au șanse de 61% ca la a doua căsnicie să falimenteze. Și dacă cumva diavolul le întunecă mintea crezând că pot a treia oară să-și refacă viața, au șanse de 73%, de șansele totdeauna cresc, să divorțeze tocmai datorită faptului că prima partener de viață pe care Dumnezeu ți-a dat-o, ăla este partenerul pe care Dumnezeu l-a ales. Și noi ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar ca o familie să dăinuiască și ca o familie să fie binecuvântată, nu posesiunile, nu averile, nu banii, nu lucrurile care noi le facem unii față de alții, fac diferența. Ceea ce face diferența în viața de familie este Hristos, care El trebuie să fie primordial. Dacă Hristos nu este în cârma vieții noastre, mai devreme sau mai târziu toate corăbile se vor înneca. Dar când Hristos este la cârma vieții noastre, Dumnezeu este acela care, indiferent de impedimente, indiferent de probleme, indiferent de greutăți, indiferent de lucruri pe care noi ne vom confrunta cu ele, Dumnezeu este acela care are abilitatea, capacitatea, puterea de a putea să ne ducă până la țărm, pentru că El este Dumnezeu slăvit să fie numele Său. Uitați ce frumos vorbește în Eclesiastul capitolul 4, versetul 12. Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să îi stea împotrivă. Și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Cu alte cuvinte, când cineva se ridică împotriva unui om, mai poate să facă ceva. Când sunt doi, sunt mai puternici. Dar când sunt trei, funia aceea împletită în trei, aceea niciodată nu se va rupe. Dacă ne uităm la nunta din Cana, Ioan capitolul 2, ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu că acolo a fost invitat Hristos. Nici măcar n-a început bine nunta, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a început prima criză, li s-au terminat vinul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat mama Mântuitorului, Maria, merge la cei care erau acolo și le spune în felul următor: să faceți tot ce vă va porunci. Cu alte cuvinte, cel care a făcut diferența n-a fost faptul că au fost nuntașii. Ce a făcut diferența acolo n-a fost faptul că a fost o nuntă extraordinară. Ceea ce a făcut diferența a fost faptul că în nunta aceea a fost invitat Hristos. Și indiferent că a venit criza, nici măcar nu s-a terminat nunta și deja a început o criză. Și eu nu vă pun întrebarea aceasta. De dimineață, de când v-ați îmbrăcat și ați așteptat să vă vedeți, nu? Deja au început tot felul de stresuri, tot felul de probleme, tot felul de chestiuni. Ați fost agitați, ați fost, nu? Noi și taie, noi și cu tare. Deja ați v-ați dat seama. Nici măcar nu o să ajungeți la restaurant și probabil că cineva o să vă mai spună ceva care o să vă dezamăgească. Dar ascultați-mă ce vă spun. Ceea ce face diferența
este nu noi care suntem aici, deși și noi într-o anumită măsură putem să facem lucrul acela, ceea ce face diferența este Iisus Hristos când este la cârma vieții. Și eu mă rog ca Domnul să facă lucrul acesta pentru voi. Și să nu uitați niciodată că nu prietenii, nu lucrurile din lume, nu familiile voastre care v-au crescut și v-au dat o creștere bună face diferența. Ceea ce face diferența este Iisus Hristos la cârma vieții voastre. Și voi de El niciodată să nu vă lăsați. Poate familiile voastre, la un moment dat, într-un moment, poate de unei circumstanțe, vă vor întoarce spatele. Poate se vor lepăda de voi. Poate o să spună, mă, știi ceva, e viața voastră, faceți ce vreți. Dar niciodată Iisus Hristos nu vă va dezamăgi. Eu, ca păstor, cu siguranță am dezamăgit pe unii. La fel, frații slujitori, cu siguranță au dezamăgit pe alții. Dar niciodată Iisus Hristos n-a dezamăgit pe nimeni. De aceea voi trebuie să înțelegeți că voi împreună cu Hristos faceți majoritatea și El trebuie să fie la cârma vieții voastre. Uitați-vă ce frumos spunea Mântuitorul Iisus Hristos în Ioan capitolul 15, versetul 5. Eu sunt vița, voi sunteți mădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Problema este că foarte mulți oameni au încercat să-și ducă viața de căsătorie fără de Hristos și au eșuat. Mai devreme sau mai târziu. Dar însă n-am văzut încă și consiliez oameni de ani de zile. N-am întâlnit încă o familie în centrul căruia să fie Hristos primordial, atenție, primordial, și să aibă probleme în familie. Au fost probleme care Dumnezeu le-a dat puterea să treacă peste ele. Dar n-am văzut niciodată problema aceea ca să năucească viața de familie și viața de familie. Dar am întâlnit foarte mulți oameni care spuneau că sunt creștini. Unde Hristos era pus așa pe lista vieții lor undeva numărul 4, 5, 6, 7, era ca o trusă medicală la care apelau doar atunci când erau bolnavi copiii, când aveau o necesitate și doar atâta foloseau trusa aceasta medicală care era Iisus. Și oamenii aceștia mai devreme sau mai târziu au eșuat. Dar oamenii la cârma cărora a existat și există Hristos, oamenii aceia niciodată n-au dat greș. Deși, atenție, veți avea multe neplăceri, veți avea multe probleme. Dar Mântuitorul Iisus Hristos spunea, vă spun lucrul acesta, ca să aveți pace în mine, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea și împreună cu Domnul Iisus Hristos veți fi mai mult decât biruitori. Ceea ce am învățat în această dupămasă este faptul că la cârma vieții voastre trebuie să existe acest atribut al lui Dumnezeu. Dragostea aceasta care acoperă totul. Al doilea lucru am zis, dragostea care este îndelung răbdătoare, care vă va ajuta să puteți să depășiți. Dar al treilea lucru și cel mai important este faptul că Iisus Hristos trebuie să fie pe tronul inimii voastre și la cârma vieții voastre, a familiei voastre, trebuie să fie Iisus Hristos. Și când Mântuitorul Iisus Hristos este, indiferent ce există, indiferent cum, indiferent de lucrurile care vor fi, așa o să rămâneți totdeauna ținându-vă de mână. Și vă las cu o ilustrație pe care am citit-o într-o carte despre doi bătrânei care au fost niște oameni care l-au iubit pe Dumnezeu. Și toată viața lor au avut grijă unul de altul și ceea ce eu v-am predicat în această dupămasă era o realitate a vieții lor. Și la un moment dat au suferit venind de la o biserică dintr-un alt stat, s-a întâmplat lucrul acesta în America, au suferit un accident grav. Și pentru că au fost foarte grave, amândoi dintre ei au fost duși la acel spital și au fost puși la terapie intensivă. Pentru că n-au putut să-i pună în același salon, pe unul l-a pus într-un salon și unul în alt salon. Și când doctorii veneau ca să vadă pe soț, soțul totdeauna spunea, te rog frumos, lasă-mă pe mine în pace. Du-te, te rog frumos, să vezi cum este soția mea. Ea e mai importantă ca mine. Când ajungea doctorul la soție, vedea același lucru că ea spunea în felul următor, te rog frumos, lasă-mă pe mine în pace. Du-te, te rog frumos, înapoi la soțul meu. Și ai grijă de el, că el e mai important decât mine. Lucrul acesta a ajuns atât de puternic, am prindat în mințile lor, încât toți doctorii și toate asistentele vorbeau de felul în care oamenii aceștia erau uniți în dragostea pe care o aveau unul față de altul. Și au hotărât după ceva timp să-i mute pe amândoi într-un salon la terapie, unul lângă altul, ca să fie acolo unul lângă altul. Au venit copii, au venit toată lumea și într-o zi când copiii vizitau, la un moment dat, dintr-o dată, au văzut că pe monitorul care arată toate bătăile inimii și tot ceea ce se întâmplă în corpul uman al soțului, dintr-o dată a început să se tragă linia aceea, ca și cum viața a început să se scurgă din el. Și au început să alarmeze doctorii. Și în timp ce au fugit după doctori, am văzut dintr-o dată că începe să mai bată
acel lucru pe monitor, am lapsus acum, nu știu cum îi zice, dar și dintr-o dată începea să vadă acea bătaie. Și au venit doctorii și la un moment dat copiii spuneau, așa-i domnul doctor, că o să-și revină și o să meargă bine. Și au început să-i facă tot felul de investigații, s-au uitat și la un moment dat s-au uitat mai atenți și au spus în felul următor: ne pare rău, dar tatăl vostru a plecat la cele veșnice. Dar care copiii spuneau, dar uite-te, domnul doctor, acolo la monitor, acolo arată puls pe monitorul acela și arată că viață, mai există viață în el. La care doctorul spune în felul următor: uitați-vă mai atenți la mâna mamei voastre. Mâna soției l-a luat pe soț de mână în momentul acela când a trecut la cele veșnice și îl ținea de mână și viața din ea nu făcea altceva decât transmitea pulsul acela ca să fie pe monitor acolo și arăta lucrul acela, că mai există încă viață. Știi ce-i frumusețea? Frumusețea este că dacă veți învăța să vă țineți toată viața de mână și nu altcumva, și nu de gât, și nu în alt fel, și da, știm noi despre ce vorbim, dacă veți învăța să faceți lucrul acesta, indiferent că unul dintre voi va fi mai jos, dragostea pe care Dumnezeu a pus-o nu va face altceva decât îl va ridica și pe celălalt. Și când lucrul acesta se va inversa, acela în care există dragoste totdeauna va ridica, pentru că asta face Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu ne pedepsește, Dumnezeu niciodată nu ne bate. Cum zic cei mai mulți, Dumnezeu e un sadic și Dumnezeu abia așteaptă să ne bată, nu. Ci dragostea lui Dumnezeu este aceea care este o mână întinsă pentru noi. Și prin Iisus Hristos ne ridică totdeauna din fundul cel mai întunecat al gropii în care ne aflăm, din locul cel mai de jos. Dumnezeu este un specialist în a ne arăta dragostea sa. De aceea nu uitați lucrul acesta niciodată. Faptul că Dumnezeu a pus în voi ceva extraordinar trebuie să se manifeste prin dragoste. Faptul că sunteți copiii lui Dumnezeu trebuie să se manifeste prin dragoste. Faptul că Iisus Hristos este la cârma vieții voastre trebuie să fie văzut de toată lumea, să știe toată lumea că voi sunteți doi copii al lui Dumnezeu, la centru cărora există Iisus Hristos. Și lucrul acesta mă rog ca Dumnezeu să-l facă și să fie o realitate. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea Domnul har și vouă și nouă tuturor și toată biserica, să zicem amin.